Echipa antrenată de Ion Ustache a ajuns în situația de a se gândi la retragere nu din cauza banilor, așa cum s-a întâmplat la alte formații, ci mai degrabă din cauza unei hotărâri luate recent de Comisia de Disciplină din cadrul AJF Olt. Patronul este nemulțumit de decizia pe care a luat-o Comisia de Disciplină marți în legătură cu jocul dintre Rusănești, Viitor Rusănești și Recolta Stoicănești. Scorul din teren a fost de 0-0, după care la masa verde Stoicănești a câștigat cu 3-0, echipa care se află în luptă directă cu noi pentru baraj. Meciul din etapa a 13-a din returul campionatului, pe care Semilkov trebuia să-l dispute duminică în compania celor de la Oltul Scornicești, stă sub semnul întrebării. Vă dați seama, în momentul în care noi încercăm să ne pregătim, toată luna februarie am făcut antrenamente, pe ploaie, pe frig, au venit, s-au pregătit și acum se audă că echipa se desfințează din cauza că nu sunt temei legali cum câștigă o echipă la masa verde. Și tocmai culmea, de fiecare dată, aceeași echipă. Cum s-a întâmplat să joace Stoicănești cu Rusănești și să câștige ei cu 3-0? Că dacă era altă echipă, probabil nu se punea problema asta. Semilkov se situează pe locul 3 al clasamentului cu un total de 29 de puncte după Recolta Stoicănești și Vedea Văleni, care dețin 33 respectiv 30 de puncte.